și le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat. Și tot... în crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la drum căci este
smerenie. Binecuvântat înalt preasfințite părinte, ca să rostesc cuvânt. Înalt preasfințite părinte, mitropolit, preasfințiți părinți, episcopi, preacuvioase și preacucernici părinți, iubiți frați creștini, pentru a 35-a oară Dumnezeu a făcut ca să ne întâlnim aici, la mănăstirea Prislopului, în jurul mormântului părintelui Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca. Este o sărbătoare pentru noi și îi mulțumim lui Dumnezeu și tuturor sfinților că a fost trecut în calendarul credinței noastre Sfântul Părinte Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Menționez acum, vorbea despre nașterea familiei și a neamului românesc în învățătura pe care el ne-a descris-o. Și cum a văzut lucrul acesta? Sunt câteva puncte importante. În primul rând, părintele Arsenie, în calitatea lui de duhovnic și de îndrumător, al preoților, al călugărilor, al maicilor, al credincioșilor care îl cercetau la mănăstirea Brâncovianul, spunea așa, căsătoria trebuie să înceapă, din punct de vedere trupesc, cu fecioria asumată. Pentru că dacă se întâmpla ce s-a întâmplat cu neamul nostru, a fost că căsătoria a început cu stângul, spunea dânsul, adică cu desfrânarea. În al doilea rând, soții trebuie să trăiască într-o căsătorie legitimă din punct de vedere bisericesc. Pentru că e vorba de căsătoria de probă pe care și atunci și astăzi mulți dintre frații noștri o practică. Adică căsătoria de a trăi în concubinaj, întemeiată de multe ori pe suspiciune și adeseori foarte puțin pe respect reciproc. În al treilea rând spunea părintele, noi trebuie să facem căsătoria aceasta, înainte de a ne căsători trebuie să depunem păcatele noastre, că nu este om viu care să nu greșească. De aceea căsătoria începe cu purificarea sufletului și a trupului nostru. Astfel, am învățat în casă și dacă nu facem lucrul acesta, în viața noastră și în trupul nostru se instilează fără de legea. Un loc, datorită ideologiilor pe care le avem și acum ca și atunci, căsătoria a suferit enorm de mult și s-a vorbit despre ideologia de gen, care este îmbrățișată de superficialitate, de narcisism și de infatuare. Datorită reclamei, urmează instinctul. Trăiește clipa și toate acestea au dus și duc la o desacralizare a familiei. În al patrulea rând, căsătoria pe care noi o facem și întemeierea copta s-au făcut din dorința de a avea, de a poseda cât mai mult în lăcomia de avere. Se amână căsătoria până când îți faci o situație. Și în ziua de astăzi, dacă întrebi pe tineri, ei spun că n-au timp. Trebuie să muncească, să-și construiască o casă, să aibă o mașină și așa mai departe. Și apoi, mai târziu, să facă căsătoria. Ori, din punct de vedere fizic și psihic, vârsta cea mai bună pentru procreiere, spunea părintele și nu numai dânsul, o spun medicii, și cei care se ocupă de antropologie, e între 20 și 30 de ani. În al cincilea rând, părintele vorbea de nepotrivirea vârstei. Este foarte adevărat că vedem și astăzi interese ascunse care îi fac pe mulți ca să facă anumite căsătorii din interes, pur interes. Și atunci,
când este diferență mare între soț și soție, între soție și soț, căsătoria de multe ori este ratată. În al șaselea rând, din negrija de suflet a celor din casă, să ajunge la asemenea vrajbă încât familia de astăzi să destramă mult de tot. De ce? Pentru că în familiile noastre nu mai există grija de spovedanie, grija de sfânta împărtășanie și mai ales nu mai există grija de a respecta poruncile lui Dumnezeu.